Vă spun bună ziua în numele echipei Consiliului Județean și a echipei de management a Spitalului Județean de Urgență, împreună cu toți invitații și toți cei care sunt aici în fața dumneavoastră, care fiecare a avut un rol esențial în tot ceea ce se va întâmpla astăzi aici, din punct de vedere al sănătății băcăuanilor. Suntem pe șantierul unde exact acum două luni s-a emis ordinul de începere pentru lucrările de execuție la modernizare, extindere, dotări, unitate de primiri urgențe și suntem exact în locul unde va fi platforma pentru realizarea heliportului. O lucrare de aproximativ 3 milioane de euro prin program operațional regional, prin fonduri europene nerambursabile. Astăzi vom semna contractul de achiziții dotări pentru ambulatoriu de specialitate, atât copii cât și adulți, în valoare de aproximativ 2 milioane de euro, din care 50.000 de euro este contribuția Consiliului Județean. Vin să completeze toate aceste investiții prin aceste obiective majore de infrastructură la unitatea de primiri urgente în calitatea serviciilor sănătății băcăuanilor. Alături de mine este cel care a câștigat licitația. E un proiect care se desfășoară perioada 26 iulie 2019 până la 31 decembrie 2020. S-a finalizat toate procedurile legale și toate etapele, încât astăzi putem semna contractul cu cel care va asigura achizițiile dotărilor atât la ambulatorul de special copii și echipamente medicale și nemedicale. E vorba de peste 1560 de poziții. Vor fi dotate peste 10 secții din Spitalul Județean de Urgență. Mai multe detalii o să-l rog pe domnul manager a Spitalului Județean de Urgență, cât și doamna director medical să vină cu detalii suplimentare. Practic completează toate eforturile, nu sunt singurele fonduri nerambursabile prin program operațional regional cu fonduri europene nerambursabile. Aș mai adăuga cele 16 milioane de euro pe care Consiliul Județean le-a recuperat prin programul retrospective, tot trase din programul operațional regional, sunt investiții care s-au realizat în ultimii 6 ani de zile și care în ultimii 3 ani de zile aceste sume au fost recuperate. Am să-l rog pe domnul manager să câteva detalii din punct de vedere tehnic, după care... Mulțumesc, domnul președinte. Bună ziua. Eu vreau să spun că de la apariția acestei axe de fonduri europene, Spitalul Județean Bacău a construit o listă cu nevoile în ceea ce privește aparatura medicală special pentru ambulatoriu, a înaintat-o către Consiliul Județean și de aici au început toate procedurile. Evident că, trăind într-un secol în care tehnologia avansează cel mai repede, poate, un diagnostic de calitate trebuie să aibă la bază și o aparatură de calitate. Astfel, noi ne-am dorit foarte mult achiziția unui nou computer tomograf și l-am trecut pe listă, care mai nou diagnostichează și anumite forme de afecțiuni pulmonare care ajută în prevenirea coronavirus. Ne-am dorit foarte mult un mamograf, pentru că cel existent era foarte vechi, care iarăși ajută în prevenția formelor afecțiunilor mamare la femei. Ne-am dorit foarte mult aparatură pentru secția de gastroenterologie și am trecut-o pe listă. Deci, de la partea de radiologie, unde sunt cele mai importante aparate, cum sunt computerul tomograf, mamograful, aparatul de radiologie cu două posturi, până la o sumedenie de ecografe care acoperă specialități multiple, cum sunt endocrinologie, gastroenterologie, cardiologie, neurologie. Toate acestea se regăsesc pe această listă de achiziții, care vor umple cabinetele din ambulatoriu de specialitate și vor ajuta la punerea unui diagnostic cât mai precis. Cam atât am vrut eu să vă spun.
Europarlamentar. Da, mulțumesc, bună ziua tuturor. Am să fiu cât mai succint și mai explicit. În urmă cu două săptămâni, la inaugurarea lucrărilor la radioterapie, la bunkerul 2, vă anunțam că vor mai fi vești bune în sănătate și evident că toți așteptam și urmăream ca această procedură să se finalizeze conform legii. Din două ipostaze sunt extrem de fericit astăzi. Una, ca europarlamentar, care participă la semnarea unui contract de finanțare de 2 milioane de euro pentru dotări la Spitalul Județean de Urgență și suntem, poate nu întâmplător, în mijlocul unui șantier care a început în urmă cu două luni, heliportul și modernizarea, extinderea unitatea de primire urgențe, un șantier care avansează vertiginos și aici vorbim tot de fonduri europene. Și poate nu este întâmplător faptul că ați văzut ieri o statistică în care în județul, pe zona Moldovei, județul Bacău este numărul 1 la absorpția de fonduri europene, o statistică extrem de bine făcută și extrem de bine fundamentată. Ceea ce se întâmplă astăzi este o dovadă în plus că cifrele nu mint și statistica nu minte. Poate nu este o întâmplare că astăzi se află prin județul Bacău în vizită evident electorală ministrul fondurilor europene. Sigur, ne-ar fi plăcut foarte mult ca ministrul fondurilor europene să sublinieze progresele care se fac în județul Bacău, investițiile care se fac pe fonduri europene. Aici vorbim de sănătate, peste o săptămână o să vorbim de infrastructură, de transport. Este cert că administrația județeană băcăuană, Consiliul Județean Bacău, este un performer al absorției de fonduri europene și astăzi vorbim strict de sănătate. Ca băcăuan, sigur că sunt bucuros să constat că toate șantierele de la Spitalul Județean merg din plin. Am inaugurat radioterapia, pediatria și spitalul vechi din fondul de la Consiliul Județean și de la Compania Națională de Investiții se mișcă foarte bine. Mă bucur să subliniez că sunt constructori băcăuani. Aici vorbim de AgriConstruct Bacău, o societate din Bacău care ține ritmul ridicat al acestor investiții, al acestor lucrări și este important de subliniat acest lucru. E bine că avem constructori băcăuani cu forță de muncă băcăoană care nu întârzie lucrările și avansează vertiginos. În același timp, tot ca băcăuan, dar și ca om, sunt trist și vreau să-mi exprim compasiunea și solidaritatea cu societatea AgriConstruct, care vinerea trecută a pierdut doi muncitori într-un mod absolut halucinant. Doi oameni care munceau pe acest șantier acum o săptămână, șantier care finalmente va salva vieți, vorbim de unitatea de primire urgențe, și care au sfârșit într-un mod tragic. Doi muncitori din Bacău și vreau să-mi exprim compasiunea și cu familiile și cu firma, care sunt convins că le va simți lipsa și vă propun, de ce nu, să ținem un moment de reculegere în memoria celor doi muncitori care, repet, munceau pe șantier, care va salva vieți, dar și-au pierdut viața într-un mod absolut halucinant. Vă mulțumesc. Și nu pot să închei fără a sublinia încă o dată, a reaminti că noi, spre deosebire de alții care vorbesc cu litere de aur de sănătate, dar n-au responsabilitatea atunci când intră într-o campanie la ce riscuri se expun, spre deosebire de alții care tot cu litere de aur vorbesc de sănătate, dar sunt branșați și la propriu și la figurat la bugetul sănătății și la casa de sănătate, nu mai e un secret pentru nimeni, toți băcăoanii știu cine este principalul afacerist în sănătate din județul Bacău. Această echipă, pe care ați mai văzut-o la fel de evenimente, păstrează un fir roșu început în urmă cu 10 ani și anume prioritizarea investițiilor în sănătate atunci când s-a construit bugetul Consiliului Județean. 6 ani cât am fost președinte al Consiliului Județean, 4 ani cât a fost Sorin Brașoveanu, din 2010 de când acest spital a venit la Consiliul Județean Bacău, orice buget a început cu sănătatea. Fie că am vorbit de Spitalul Județean de Urgență Bacău, fie că am vorbit de Spitalul Moinești, fie că vorbim de Spitalul din Onești, mâine avem acolo un alt eveniment pe care l-am pregătit la începutul acestui an, fie că vorbim de Spitalul din Buhuș, toate sunt instituții
de sănătate pe care Consiliul Județean le-a susținut în mod frecvent, substanțial și incontestabil. Și trebuie să subliniez că noi am avut această linie roșie, acest fir roșu a susținerii investițiilor în sănătate, spre deosebire de ceilalți care doar au afaceri în sănătate. Nimeni din cei prezenți aici și din echipa pe care o coordonez și din care fac parte cu mândrie nu are afaceri în sănătate. Și e bine să spunem aceste lucruri, chiar dacă suntem în campanie electorală sau poate tocmai când suntem în campanie electorală. Felicit Consiliul Județean, doresc ca firma sau consorțiul de firme din București care a câștigat această licitație să se țină de angajamentele pe care și le-a asumat și să livreze această aparatură în termenele asumate. Înțeleg că 30-60 de zile. Vă urăm un succes. Este încă un moment bun și o veste bună pentru Băcăuan și mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și să comunicăm acest lucru băcăuanilor. Mulțumesc! Mulțumim și noi, domnule europarlamentar. Mulțumim, domnule președinte. Aș mai menționa că anul acesta, în condiții de pandemie, Consiliul Județean a fost nevoit să regândească bugetul și să aloce încă 13 milioane de lei din bugetul propriu, ceea ce a însemnat echipamente medicale specifice, ATI, atât la Spitalul Județean, Spitalul din Onești, la Puhuș, dar și celor din asistență socială, alături de cele 18 ONG-uri care au avut un rol esențial în prevenire. Mulțumesc, eu... Dacă sunt întrebări sau... Întrebări, mă spune. Da, întrebări. Și după aia trecem la semnarea contractului. Dacă sunt sau întrebări. Sau în paralel, haideți cât sunt. Sau în paralel, da. Eu, Bălan. În cele 1574 de repere care fac obiectul acestui contract, am reținut 19 echipamente medicale. Domnul manager a amintit de ecograf, mamograf. Dacă puteți detaliați și restul echipamentelor, pentru că sunt foarte importante ca să știm despre ce este vorba, sunt foarte importante pentru sănătatea băcăuanilor. Sigur, domnul manager va menționa cele mai importante la extras efectiv. Vă punem la dispoziție. Să ne zică numai vreo 800. Exact. Aveți la mapă... Aveți la mapă anexa cu toate echipamentele, să rog să mai detaliezi un pic. Proiectul include cele 19 echipamente pe care probabil le aveți într-o listă și din care v-am spicuit în mare cele mai importante, însă numărul mare vine din faptul că ambulatoriul va fi dotat și cu sistem de iluminat cu LED, care o să reducă consumul de energie electrică. Probabil că acolo, adică nu probabil, acolo este numărul mare de echipamente. Toate acele tuburi cu LED însumează 1000 de... De număr de articole, practic. Dar, echipamente medicale sunt cele 19 pe care le aveți și din care v-am spus, cel mai important ca și valoare, probabil ca și diagnostic, computerul tomograf, mamograful, aparatul de radiologie cu două posturi, videolaringoscop, gastroscop, colonoscop, o serie întreagă de ecografe pe specialități multiple, un aparat de testare la efort și așa mai departe. Dar, încă o dată, medicale, doar 19 sunt principale. De precizat că cei doi muncitori pentru care am ținut momentul de reculegere nu au decedat la locul de muncă, ci stând în stația de autobuz și neatenția unei șoferițe, da. Lucrau aici, până vineri au lucrat pe acest șantier. Stând în stația de autobuz. Deci nu a fost un accident nimic. Am ținut să fac precizarea asta ca să nu... Dar fiind pe timpul deplasării de la muncă spre domiciliu, este considerat totuși un accident de muncă, chiar dacă nu s-a conform legislației. Deci investigații care ne depășesc. Da, investigații. Doar am vrut să... cât este de crud destin uneori. Nu să facă cercetări, vorba de jumătate de oră înainte și jumătate de oră după încheierea programului de lucru, care se consideră a fi tot în timpul efectiv. Da, astea sunt atribuțiile celor care vor face cercetări instituțiilor abilitate. Dacă nu mai sunt, procedem la semnarea contractului. Sau... De menționat că fix acum două luni începeau lucrările la heliport, pe 15 iulie.
este o coincidență frumoasă, dar sigur mai e mult până se va finaliza această investiție. Dar constructorul are o mobilizare exemplară și se va ține de țevă pentru ceea ce s-a întâmplat. Echipamentele, așa cum este spitalul modular pe care l-a anunțat în iunie domnul Tătaru aici. Țineți minte, când erau foarte deranjați, că le spuneam că este neconform și nerecepționat de ISU, toată lumea era indignată și că noi totuși punem lucrurile pe nume. S-a demonstrat că acest spital este neconform și 3 milioane de euro s-au aruncat pe apa sâmbetei. Nu este cazul acestei mărmări astăzi. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim și ne vedem pe alte șantiere ale județului, alte obiective. Mâine la Onești. Mâine la Onești.